partea a doua, despre dreapta socoteală bine deosebitoare. Precum dorește cerbul însetat apa, Psalmul 41:1, așa dorește călugărul cunoașterea voii cele bune a lui Dumnezeu. Nu numai cunoașterea aceasta, ci și pe aceea amestecată, adică dorește să știe ce înseamnă a face un lucru bun în scopul lui. Ba încă și cunoștința a ceea ce e potrivnic aceleia. Despre acestea cuvântul nostru are, într-adevăr, multe de spus și a nevoie de tâlcuit. La fel dorește călugărul să cunoască care sunt, dintre lucrurile care ne privesc, cele ce trebuie să se facă mai presus de toate și fără de nicio amânare, potrivit celui ce a spus. Vai celui ce amână zi după zi și timp după timp. Înțelepciunea lui Sirah 9:8. De asemenea, care lucruri trebuie făcute cu blândețe și cu chibzuială, cum îndeamnă cel ce a zis? Cu povățuire se face războiul, Pildă 24:6, și iarăși, toate cu bună cuviință și după rânduială, 1 Corinteni 14:40. Căci nu e dat oricui să cunoască repede și ușor asemenea lucruri greu de deosebit. De aceea și purtătorul de Dumnezeu David și Duhul cel Sfânt care grăia în el, ni se arată rugându-se de multe ori, căci odată zice, învață-mă pe mine să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Psalmul 142:10. Altădată iarăși, povățuiește-mă la adevărul tău, Psalmul 24:9, și iarăși, arată-mi, Doamne, calea pe care voi umbla, că spre tine am ridicat sufletul meu, Psalmul 142:8. Și l-am înălțat de la toată grija vieții și de la toată patima. Toți câți voie să cunoască voia Domnului sunt datori să o omoare întâi pe a lor și rugându-se cu credință și cu simplitate neforțată și întrebând sufletele părinților sau ale fraților într-o smerenie inimii și cu un cuget neîndoielnic, să primească de la ei cele sfătuite de ei, chiar dacă cele ce li se spun ar fi potrivnice scopului lor și chiar dacă cei întrebați n-ar fi foarte duhovnicești. Căci nu este nedrept Dumnezeu ca să lase să fie amăgite sufletele care s-au smerit pe ele prin încredere și nerăutate, de către sfatul și judecata aproapelui, chiar dacă cei întrebați ar fi ca niște animale necuvântătoare. Cel ce grăiește prin ei este nematerial și nevăzut. De multă smerită cugetare s-au umplut cei ce se supun fără să se îndoiască, reguli amintite. Căci dacă și-a deschis cineva în psaltire gândul său, Psalmul 48:4, nu cât nu se deosebește mai mult mintea înzestrată cu judecată și sufletul înțelegător de o spusă neînsuflețită. Dar mulți necunoscând încă acest bine, desăvârșit și ușor, ci încercând să cunoască de la ei și în ei ceea ce e bine plăcut Domnului, i-au povestit multe și felurite judecăți despre aceasta. Unii dintre cei ce au căutat să cunoască acestea și-au despărțit gândul lor de toată împătimirea, de amândouă aceste porniri ale sufletului, atât de cea care se apucă de ceva, cât și de cea care se împotrivește cu cuvântul, și și-au înfățișat în zilele amintite mintea lor, dezbrăcată de voia lor, într-o cerere fierbinte Domnului, și așa au cunoscut voia lui. Fie pentru că mintea înțelegătoare a vorbit în chip înțelegător cu mintea noastră, fie pentru că s-a pierdut din suflet cu desăvârșire acel gând unic al lor. Alții au înțeles din greutatea și împiedicarea ce a urmat hotărârii de a face ceva, că acestea sunt dumnezeiești potrivit celui ce a spus, am voit să vin la voi odată și de două ori și ne-a împiedicat satana. 1 Tesaloniceni 2:18. Alții, dimpotrivă, din neașteptatul ajutor al lui Dumnezeu în lucrul pornit, au simțit că el e bine primit de Dumnezeu și au spus, fiecăruia care alege binele îi ajută Dumnezeu, Romani 8:28. Cel ce a agonisit pe Dumnezeu în sine, prin luminare, e încredințat în felul al doilea, dar nu îndată, de ajutorul lui, în cele ce trebuie făcute îndată, cât și în cele ce pot aștepta. Îndoiala în hotărârea ce trebuie luată și neîncredințarea sau nesiguranța, stăruind mult timp, sunt semnul unui suflet neluminat și iubitor de slavă. Căci nu e nedrept Dumnezeu ca să se închidă în fața celor ce bat cu smerenie. Domnul caută în toate scopul,
atât în cele ce trebuie făcute fără întârziere, cât și în cele ce trebuie amânate. De aceea toate cele curate de împătimire și de orice întinare, făcute în primul rând pentru Domnul și nu pentru altceva, chiar dacă nu sunt negreșit bune, ni se vor socoti ca bune, căci căutarea celor mai presus de noi nu ajunge la un sfârșit neprimejdios. Negrăită este judecata lui Dumnezeu cu privire la noi, căci de multe ori voiește să ascundă, din economie, voia lui dinspre noi, știind că chiar de o vom cunoaște, nu vom asculta de el și deci vom primi mai multe răni. Inima dreaptă s-a izbăvit de felurimea lucrurilor, plutind fără primejdi în corabia nerăutății. Sunt suflete bărbătești, ce se apucă, aprinse de dragostea lui Dumnezeu și într-o smerenie a inimii, de lucrări mai presus de ele. Și sunt inimi mândre care fac același lucru. Căci de multe ori scopul vrăjmașilor noștri este să ne îndemne la cele mai presus de putere, ca, descurajându-ne în ele, să ne lepădăm și de cele după putere și să prilejuim râsul cel mai mare vrăjmașilor noștri. Am văzut suflete și trupuri slabe din pricina mulțimii de păcate, pornind la nevoințe peste puterile lor și neputându-le săvârși. Și am spus că pocăința lor va fi prețuită de Dumnezeu după mărimea smereniei și nu a ostenenilor. Se întâmplă uneori că pricina celor mai mari rele este locul de viețuire, dar alteori este și petrecerea cu alții. Dar își ajunge de multe ori și sufletul stricat pe pierzarea lui. Cel ce s-a despărțit de cele două dintâi s-a izbăvit poate și de a treia. Dar cel ce păstrează starea a treia se dovedește necercat în tot locul, căci niciun loc nu e mai la adăpost ca cerul. De cei ce se luptă cu noi îndeopște, necredincioși sau răucredincioși, după întâia și a doua mustrare să ne ferim. Tit 3:10. Dar celor ce voiesc să învețe de la noi adevărul, să nu obosim în veac să le facem bine. Însă, să ne folosim de amândouă chipurile de lucrare și pentru întărirea inimilor noastre. E foarte lipsit de judecată cel care, auzind despre virtuți mai presus de fire în sfinți, deznădăjduiește de sine însuși, căci mai degrabă te va înălța pe tine una din acestea două, sau îți va stârni râvna prin cuvioasa bărbăție a lor, sau te va întoarce spre multă defăimare de tine și spre vederea neputinței tale prin de trei ori cuvioasa smerenie. Sunt draci necurați, foarte vicleni, printre cei vicleni, care ne sfătuiesc nu numai pe noi să săvârșim păcatul, ci voiesc să facem părtași și pe alții la săvârșirea răului, ca să ne pricinuiască o mai cumplită osândire. Am văzut pe unul învățând de la altul deprinderea cea rea. Și cel ce învăța pe celălalt, venind la simțirea de sine, a început să se pocăiască și s-a oprit de la rău. Dar pocăința lui și-a pierdut tăria și rodul din pricina ucenicului. Multă cu adevărat, multă și greu de cuprins este răutatea duhurilor și puținora le este văzută. Ba socotesc că nici acestora puțin nu le e întreagă văzută, căci cum de multe ori, desfătându-ne de mâncare și săturându-ne, priveghem într-o trezvie, iar postind și asoprindu-ne trupul, suntem doborâți în chip jalnic de somn. Cum, liniștindu-ne de unul singur, ne înăsprim și viețuind împreună cu alții, suntem străpunși la inimă și ne mâniem. Cum, omorându-ne cu foamea, suntem ispitiți în somn și giftuindu-ne, rămânem neispitiți. Cum în înfrânare ne facem întunecați și ne străpunși la inimă, iar în băuturi de vin vesel cu sufletul și ușor de străpuns la inimă. Cel ce poate să lumineze în aceasta în Domnul pe cei neluminați, căci noi suntem neluminați în aceasta. Spunem doar că nu totdeauna prefacerea noastră vine de la draci, ci vine, cum nu știu, din amestecarea sucurilor ce mi s-a dat mie, și din grosimea întinată și lacomă care mă îmbracă. Pentru această cădere greu de explicat în cele spuse, să rugăm cu sinceritate și cu smerenie pe Domnul să ne ierte. Dacă după rugăciunea noastră și după timpul ei vom afla că ceea ce ni s-a întâmplat se lucrează în noi la fel, să cunoaștem negreșit, că nu e de la draci, ci din fire, dar de multe ori și economia dumnezeiască voiește să ne ajute prin cele potrivnice, înfrânând prin toată închipuirea de sine a noastră. E rău să iscodim adâncul judecăților lui Dumnezeu,
Iscoditorii călătoresc în corabia închipuirii de sine, dar să se mai citească unele despre neputința celor mulți. A întrebat un oarecare pe cineva din cei ce pot să vadă, pentru ce Dumnezeu, cunoscând de mai înainte căderile unora, i-a împodobit pe aceștia cu daruri și cu semne, minuni. Iar acela răspunse, ca pe ceilalți oameni duhovnicești să-i facă de neclintit, apoi ca să arate libertatea omului, și ca pe cei căzuți să-i facă fără răspuns de apărare la judecată. Legea, ca nedesăvârșită, zice, ia aminte la tine însuți, Deuteronom 4:9, iar Domnul, ca mai presus de desăvârșire, a poruncit să îndreptăm și pe fratele nostru zicând, de-ți va greși fratele tău și cele următoare, de la Matei 18:15. Dacă mustrarea ta, mai bine zis, aducerea aminte, îndreptată spre el, e curată și smerită, să nu ocolești să împlinești porunca Domnului. Dacă nu ai ajuns la această stare, împlinește încă slujirea legii. Notă, nu în noi e fericirea, ci în alții și în ultimă analiză în cel ce i-a făcut și susține pe toți. Nu te mira văzând și pe cei iubiți de tine, dușmănindu-te pentru mustrări, căci cei mai ușurateci se fac unelte ale dracilor, mai ales împotriva celor ce le sunt acestora dușmani. Îmi vine a mă minuna foarte mult cum, având în virtuți de ajutor pe Dumnezeu cel atotputernic și pe îngeri și pe sfinți, iar în cele potrivnice numai pe dracul cel viclean, singur, ne încovoiem mai ușor și mai repede spre patim. Despre aceasta nu voie să vorbesc cu deamănuntul, căci nici nu pot. Dacă cele ce se petrec așa, pentru că așa au fost făcute prin fire, cum sunt eu chipul lui Dumnezeu și cum am fost amestecat cu lutul, cum zice Marele Grigorie, dacă ceva din cele create s-a făcut altfel de cum a fost făcut, el dorește numai decât cu nesați rudenia sa. Trebuie să se folosească cineva de tot meșteșugul, ca să înscăuneze lutul, ca să zic așa, înălțându-l pe tronul lui Dumnezeu cu el. Deci nimeni să nu se scuze cu vreun motiv în privința urcării, căci calea și ușa s-au deschis. Auzirea biruințelor părinților duhovnicești trezește la râvnă mintea și sufletul, iar auzirea învățăturilor povățuiește pe cei următori spre urmarea pildei lor. Dreapta socoteală este făclie în întuneric, întoarcerea celor rătăciți, luminarea celor cu vederea scurtă sau miopi. Cel ce deosebește cele bune de cele rele, află sănătatea și depărtează boala. Toți cei ce se minunează de lucrurile mici obișnuiesc să sufere aceasta în două feluri, fie datorită celei mai din urmă neștiințe, fie pentru a mări și înălța faptele aproapelui în scopul smeritei cugetări. Să ne nevoim nu numai a ne lupta cu dracii pentru a ne apăra, ci și a-i război pentru a-i birui, cel din tâi când lovește, când e lovit, cel de-al doilea totdeauna gonește pe vrășmaș. Cel ce a biruit patimile rănește pe draci. Uneori, prefăcându-se că e stăpânit de patim, înșală prin aceasta pe vrășmașii lui și rămâne nerăzboit de ei, careva dintre frați a fost necinstit și, neclătinându-se nici de cum cu inima, se ruga cu mintea. Dar pe urmă a început să se tânguiască foarte tare de necinstiri, ascunzându-și nepătimirea. Un altul dintre frați, nedorind nici de cum șederea în frunte, se prefăcea că suferă că nu o are. Dar ce voi spune de neprihănirea aceluia care, intrând într-o casă a desfrâului, chipurile pentru a păcătui, a atras pe o desfrânată la nevoință. Iar cineva i-a adus unuia dintre cei ce se linișteau un strugure foarte de dimineață. Și acesta, după plecarea celui ce i l-a adus, l-a mâncat într-o pornire repezită și fără poft, arătându-se pe sine dracilor ca stăpânitor de lăcomia pântecelui. Altul, iarăși, pierzând niște ramuri verzi, se văita toată ziua. Dar unii ca aceștia au nevoie de multă trezvie, ca nu cumva, încercând să râdă de draci, să se facă ei înșiși de râsul acelora. Aceștia sunt cu adevărat aceia despre care apostolul a zis, ca amăgitor și iubitor de adevăr, 2 Corinteni 6:8. De vrea cineva să înfățișeze Domnului un trup neprihănit și să-i arate lui o inimă curată, să țină tare nemânierea și înfrânarea, căci fără acestea toată osteneala noastră este fără folos.
Așa cum luminile din ochii oamenilor sunt deosebite, la fel multe și deosebite sunt umbririle soarelui înțelegător ce se ivesc în suflet. Alta este cea care lucrează prin lacrimile trupești și alta cea care lucrează prin cele sufletești. Alta cea care se arată prin ochii trupului și alta cea care se arată prin cei înțelegători. Alta e cea din auzirea cuvântului și alta e veselia mișcată în chip deosebit în suflet. Alta e cea din liniștire și alta cea din ascultare. Pe lângă toate acestea, alta este cea care într-un chip cu totul deosebit înfățișează lui Hristos mintea pe înrăpire, în chip negrăit și de netălcuit în lumina înțelegătoare. Sunt virtuți și sunt maici ale virtuților. Deci cel cu minte se va nevoi mai mult pentru câștigarea maicilor. Învățătorul maicilor e Dumnezeu însuși, printr-o lucrare deosebită, iar ai fiicelor sunt foarte mulți. Întreit este orice suflet cuvântător. Virtutea aflătoare în partea rațională a sufletului a numit-o chipzuință, înțelegere și înțelepciune, pe cea aflătoare în iuțime, în mânie, bărbăție și răbdare, iar pe cea din partea poftitoare, iubire, neprihănire și înfrânare. Iar dreptatea s-a semănat în toate, făcându-le să lucreze în armonie. Prin chipzuință luptă împotriva puterilor opuse, apărând virtuțile. Prin neprihănire privește lucrurile fără patimă. Prin iubire convinge sufletul să iubească pe oameni ca pe sine însuși. Prin înfrânare taie orice plăcere. Iar prin bărbăție și răbdare înarmează sufletul împotriva vrășmașilor nevăzuți. Cele trei părți ale sufletului sunt cugetarea, iuțimea și pofta. Când în iuțime se află dragostea de oameni, în poftă, curăția și neprihănirea, cugetarea este luminată. Căci cugetarea este sănătoasă și înțeleaptă și luminată când a supus patimilor și privește duhovnicește rațiunile făpturilor lui Dumnezeu și le pune în legătură cu Sfânta Treime. Și iuțimea se mișcă după fire când iubește pe toți oamenii și nu are față de nici unul vreo scârbă sau vreo ținere de minte a răului. Iar pofta, când prin înfrânare și prin smerita cugetare și prin neagonisire omoară patimile, adică dulceața și dezmierdarea trupului și pofta banilor și a slavei trecătoare, și se îndreaptă spre dragostea cea dumnezeiască și nemuritoare, căci pofta se pornește spre trei lucruri, ori spre dulceața trupului, ori spre slava deșartă, ori spre amăgirea banilor. Și pentru această poftire, fără socoteală, de faimă pe Dumnezeu, uită purtarea frumoasă dată ei prin fire, și se sălbăticește spre aproapele și întunecă cugetarea și nu o lasă să caute în sus spre adevăr. Dar cine câștigă cugetarea înaltă, câștigă împărăția cerurilor. Cele trei părți ale sufletului se înrăuresc una pe alta, iubirea urcă din poftă în cugetare cu elanul pe care îl dă iuțimea, iar cugetarea se înalță nu numai prin înțelegere, ci și prin iubire la Sfânta Treime, hrănindu-se din ea cu iubirea nesfârșită, deci nemuritoare și mereu plină de elan. Să luăm aminte ca nu cumva să împlinim puținătatea hranei cu mulțimea somnului, căci acesta este un lucru al celor fără minte ca și cel dimpotrivă. Am văzut lucrători care, într-o oarecare împrejurare, au făcut puțin pogorământ pântecelui, dar repede au chinuit bărbătește pe ticălos cu starea de toată noaptea în picioare, și l-au învățat să se smerească după aceea desăturare cu bucurie. Dracul iubirii de argint se războiește de multe ori cu tărie pe cei neagonisitori, iar când nu izbutește, îi înfățișează pe săraci ca pricină. Și așa înduplecă iarăși pe cei neiubitori de cele materiale să se facă iubitorii acestora. Când ne supărăm, să nu încetăm să ne aducem aminte de porunca Domnului către Petru, să iertăm de 70 de ori câte 7, Matei 18:22, căci ceea ce a poruncit altuia a făcut și el cu mult mai mult. Iar mândrindu-se, să ne aducem iarăși aminte de cel ce a zis, cel ce va împlini toată legea duhovnicească, dar va greși printr-o singură patimă, adică prin mândrie, s-a făcut vinovat de toate, Iacov 2:10. Duhurile rele și pismașe hotărăsc câteodată să se depărteze de bunăvoie de la sfinți, ca nu cumva să precinuiască cununi celor războiți, pentru că au rămas nebiruiți în războaiele duse împotriva lor.
Fericiți făcătorii de pace, Matei 5:9. Nimeni nu va spune altfel. Notă, scolie din Grigore de Nisa, făcător de pace este cel ce transmite altuia pacea, dar nu ar putea procura altuia ceea ce nu are el însuși. Deci făcător de pace este propriu zis cel ce a potolit în sine vrajba trupului și a duhului și a prefăcut războiul lăuntric al trupului într-o pașnică armonie. Atunci trupul nu mai poftește împotriva duhului, ci harul duhului stăpânește asupra patimilor trupești. Atunci nu mai e lucrătoare legea trupului, care se ostenește împotriva legii minții, ci, supunându-se împărăției mai înalte, se face slujitoare a poruncilor dumnezeiești. Atunci peretele din mijloc al păcatului, înlăturându-se, cei doi s-au făcut unul, concrescând prin îmbinarea lor pe o treaptă mai înaltă. Dar eu am văzut și pe făcătorii de vrajbă fericiți. De pildă, doi înși au intrat unul cu altul într-o legătură de curvie, iar unul dintre cei cunoscători, bărbat prea cercat, s-a făcut slujitorul urii fiecăruia din ei față de celălalt, bârfind pe acesta față de celălalt, ca pe unul ce l-a defăimat pe el. La fel a bârfit pe celălalt față de acesta. Și astfel, prea înțeleptul bărbat a izbutit să depărteze răutatea dracilor printr-o uneltire omenească și să pricinuiască o ură care a desfăcut legătura curviei. Se întâmplă ca cineva, pentru o poruncă, să calce o altă poruncă. Am văzut tineri trăind într-o prietenie plăcută lui Dumnezeu, dar din pricina vătămării și conștiinței altora, înștiințându-se unul pe altul, s-au depărtat unul de altul. Pe cât de protivnică este căsătoria față de ieșirea din lume, pe atât de protivnică este mândria față de deznădejde. Dar din pricina neorânduielii dracilor se pot vedea amândouă împreună. 36. Sunt unii dintre dracii necurați care ne insuflă la începutul călugăriei noastre o tâlcuire a dumnezeieștilor scripturi. Aceasta le place să o facă mai ales în inimile iubitorilor de slavă deșartă și cu deosebire în ale celor ce s-au îndelenicit cu filozofia din afară, ca amăgindu-i pe încetul să-i ducă la eresuri și hule. Vom cunoaște teologia, mai bine zis teomahia dracilor, din turburarea și bucuria nerușinată, ce se revarsă în suflet în vremea tâlcuirii scripturilor. Unele dintre cele ce se petrec au prin rânduială un început și un sfârșit de la Făcătorul, dar virtutea are marginea nemărginită. Am văzut marginea a tot sfârșitul, zice psalmistul, dar lată foarte și fără margini este porunca ta. Psalmul 118:96. Dacă unii lucrători buni înaintează de la puterea făptuirii la puterea vederii sau a contemplării, Psalmul 83:7, și dacă dragostea nu ajunge niciodată la sfârșit, dacă Domnul va păzi intrarea fricii tale de el și ieșirea iubirii sale, Psalmul 120:8, atunci marginea acesteia este cu adevărat fără margini. Înaintând în ea, niciodată nu ajungem la sfârșit, nici în veacul acesta, nici în cel viitor, adăugând lumină la lumină. Deși ceea ce se va spune pare multora ciudat, totuși se va spune. După dovada adusă de noi mai înainte, o fericite, eu nu aș spune nici de ființele neînțelegătoare că nu înaintează, ci spun cu tărie că și ele adaugă pururea slavă la slavă și cunoștință la cunoștință. Să nu te miri dacă dracii ne insuflă de multe ori înțelesuri bune și se împotrivesc acestora în chip înțelegător. Scopul vrăjmașilor este să ne convingă prin aceasta că cunosc gândurile din inima noastră. Nu voiesc să fii judecător amarnic al celor ce învață cu măreție cuvântul, văzându-i mai cu lenevie în făptuire, căci de multe ori folosul cuvântului împlinește lipsa lucrării. Nu avem toți la fel toate. În unii cuvântul întrece lucrarea, în alții, iarăși, a doua întrece pe primul. Dumnezeu nici n-a făcut, nici n-a zidit răul. Deci s-au amăgit unii spunând că unele din patim sunt firești în suflet, neștiind că noi am schimbat însușirile susținătoare ale firii în patim. De pildă,
Sămânța se află în noi prin fire pentru nașterea de copii, dar noi am schimbat-o spre curvie. Mânia împotriva șarpelui este noi prin fire, dar noi ne folosim de ea împotriva aproapelui. Prin fire e în noi râvna pentru virtuți, dar noi râvnim spre rele. Prin fire se află în suflet poftirea slavei, dar acele de sus. Prin fire avem înclinare de a ne mândri, dar împotriva dracilor. La fel bucuria, dar pentru Domnul și pentru faptele bune în slujba aproapelui. Am primit și ținerea de minte a răului, dar împotriva dușmanilor sufletului. Am primit pofta de hrană, dar nu de neînfrânare. Sufletul netrândav ridică împotriva lui pe draci, dar înmulțindu-se războaiele se înmulțesc cununile. Cel scăpat nerănit nu se încununează numai decât, dar cel care nu obosește de pe urma căderilor ce îi se întâmplă va fi slăvit de înger ca un luptător. Făcând cineva 3 nopți în pământ, a înviat pentru totdeauna, iar cel ce a biruit 3 ceasuri nu mai moare. Hristos Dumnezeul nostru, petrecând în pământ 3 zile și 3 nopți, a înviat, iar urmașii lui Hristos care biruiesc păcatul de 3 ceasuri nu vor muri. Iar cele 3 ceasuri sunt cele 3 vârste, cea a tinereții, cea de la mijloc și cea a bătrâneții, pe care Evanghelia le-a numit și cele 3 străji. De 3 lucruri mă tem, a zis oarecare dintre părinți, de ieșirea din viață, de înfățișarea înaintea lui Dumnezeu și de socoteala ce ni se va cere la judecată. Altul tâlcuiește cele 3 ceasuri ca plăcerea, slava deșartă și iubirea de arginți, altul ca cele 3 asupriri ale dracului, altul ca 3 ceasuri de trândăvie, iar altul ca 3 ceasuri de frică. În general, cel ce stă 3 ceasuri nebiruit de o ispită cumplită s-a întărit în așa fel că nu mai moare răpus de alte ispite. Dacă, dintr-o economie pedagogică, după răsăritul lui în noi, soarele și-a cunoscut primul lui apus, negreșit a pus întunericul peste locul ascunderii lui și s-a făcut noapte. În ea vor veni spre noi puii de lei sălbatici, ce se depărtaseră mai înainte și toate fiarele patimilor colțoase răcnind ca să răpească nădejdea din noi. Psalmul 103:22. Și cerând de la Dumnezeu drept mâncare patimile noastre, hrănite fie prin gânduri, fie prin făptuire. Dar după aceea ne-a răsărit din întunecoasa smerenie iarăși soarele, și fiarele s-au adunat iarăși la ele. Psalmul 103:22. Și în culcușurile lor s-au vor zăcea în inimile iubitoare de plăcere. Psalmul 103:23. Și nu în noi. Atunci vor zice între ele, cât s-a mărit Domnul pentru a face iarăși milă cu ei. Psalmul 103:25. Iar noi către ele, cât s-a mărit Domnul pentru a face milă cu noi. Făcut-o neam ca niște veseliți, iar voi ca niște goniți, alungați. Iată, Domnul șade pe nor ușor, sufletul înălțându-se din toată pofta pământească. Și va veni în inima egipteană mai înainte întunecată și se vor clătina idolii făcuți de mână și amintirile minții. Dacă Hristos fuge de Irod trupește, deși putea toate, să învețe cei porniți să se arunce pe ei în ispite. Să nu dai, zice, piciorul tău spre clătinare și nu va dormita îngerul care te păzește. Psalmul 125, versetele 2 și 3. Trufia se împletește cu bărbăția ca iedera cu chiparosul. Să fie lucrarea în noi necontenită, ca să nu socotim că am agonisit vreun bine prin simpla cugetare, ci luând seama la calitatea lui adevărată, să vedem dacă el este în noi, și atunci ne vom cunoaște pe noi negreșit ca fiind cu lipsuri. Cercetează fără odihnă și semnele patimilor și atunci vei afla multe ale lor aflându-se în tine. Noi, ca unii ce suntem în aceste boli, nu putem să le descoperim, fie din pricina neputinței, fie din pricina unei adânci stăpâniri a noastră de către ele de mai înainte. Dumnezeu judecă intenția, dar caută cu iubire de oameni și lucrarea. Mare este cel ce nu are nicio lipsă în cele ce-i stau în putere, dar mai mare este cel ce se apucă cu smerenie și de cele mai presus de putere. Dar de multe ori dracii ne împiedică să facem cele mai ușoare și mai folositoare nouă și ne îndeamnă să ne apucăm de cele mai obositoare.
Găsesc că Iosif trebuie fericit pentru respingerea păcatului și nu pentru dovedirea nepătimirii. Trebuie să ne cercetăm pentru respingerea lor și câtor păcate am dobândit cu nuna. Căci altceva este a te feri de umbră și altceva a alerga spre soarele dreptății. Întunericul este pricina împiedicării, împiedicarea căderii, iar căderea a morții. Cei ce s-au întunecat din vin s-au spălat de multe ori cu apă, iar cei din patim s-au spălat cu lacrimi. Altceva e tulburarea, altceva împrăștierea și altceva orbirea. Pe cea din tâi o vindecă înfrânarea, pe cea de-a doua liniștirea, iar pe a treia ascultarea. Și Dumnezeu, cel ce pentru noi ascultător s-a făcut. Noi, din două pilde, care le curățesc pe cele de jos, înțelegem în chip potrivit cele două curățiri ale celor ce cugete cele de sus. Astfel, numim nălbitoare obștea, cea după Domnul care curăță murdăria și grosimea sufletului și urâțenia ei. Iar sihăstria este vopsitoria pentru cei ce au lepădat neînfrânarea, ținerea de mintea răului și au trecut de la ea, de la viața de obște, la liniștire. Unii spun că căderea în aceleași păcate vine din lipsa pocăinței potrivite și a îndreptării pe potriva păcatelor de mai înainte. Dar trebuie văzut dacă tot cel ce n-a căzut în același fel de păcat s-a pocăit precum se cuvine. Unii cad în aceleași păcate, fie pentru că s-au scufundat în adâncul uitării celor de mai înainte, notă, acest adânc al uitării celor mai înainte făcute poate fi asemănat cu subconștientul de care vorbește psihologia modernă. El are totuși o eficiență, pentru că dă o obișnuință repetării acelorași păcate. E ciudat cum uneori amintirea lor îndeamnă la repetarea acelorași păcate și cum alteori uitarea lor mână la săvârșirea lor din nou. În amândouă cazurile lipsește pocăința, care e o amintire continuă a păcatelor, dar o amintire asociată cu durerea pentru faptul de le fi săvârșit. Contrar aruncării păcatelor trecute în subconștient, care echivalează cu anumită slăbire a conștiinței de sine, pocăința ține totul în amintire, dar nu într-o amintire plăcută, ci într-una dureroasă, care echivalează cu un acut simț al responsabilității sau cu o continuă accentuare a conștiinței de sine în fața lui Dumnezeu ca persoană supremă. Fie pentru că socotesc pe Dumnezeu iubitor de oameni, din iubirea lor de plăceri, fie pentru că nu mai au nădejde în mântuirea lor. Iar dacă unii nu s-ar disprețui, aș spune că și pentru că nu izbutesc să lege pe vrășmașul acesta care stăpânește pe ei din tirania obișnuinței. Trebuie de cercetat în ce fel sufletul, fiind netrupesc, nu vede pe cei ce vin la el, deși sunt de o ființă cu el, după fire. Nu cumva pentru înjugarea cu ei, pe care numai cel ce i-a legat o cunoaște, m-a rugat odată careva dintre cunoscători. Explică-mi mie celui ce voie să învăț care din duhuri obișnuiesc să smerească mintea și care să o înalțe pentru păcate. Dar neputând răspunde la întrebare și asigurându-l de neștiința mea prin jurământ, cel ce voia să învețe m-a învățat spunând, dându-ți pe scurt aluatul de slușirii sau deosebirii, te voi lăsa să cercetezi celelalte cu osteneală. Dracul trupurilor și al mâniei, al nebuniei pântecelui, al trândăvii și al somnului, nu obișnuiește să înalțe cornul minții. Dar cel al iubirii de arginți, al iubirii de stăpânire și de multă grăire și alții mulți obișnuiesc să adauge rău peste rău. Apropiat de aceștia este și cel al judecării altora. Dacă cineva se duce la cei din lume sau îi primește și la despărțirea de ei după o zi sau după un ceas simte o săgeată de întristare, și nu mai degrabă bucurie, ca unul ce se izbăvește de o piedică sau de o cursă, acesta s-a supus bătăii de joc, sau din partea slavei de șarte, sau din partea curviei. Să cercetăm înainte de toate, de unde suflă vântul, ca nu cumva să ne aflăm întinzând pânzele împotriva lui. Mângâie cu dragoste pe bătrânii făptuitori, care și-au istovit trupurile lor într-o nevoință, dăruindu-le puțin odihnă. Silește să se înfrâneze pe tinerii care și-au istovit sufletul prin păcate, aducându-le aminte de chinuri. Este un lucru cu neputință, cum am spus și în alt loc, să ne curățim îndată de la început, cu totul, de lăcomia pântecelui și de slava de șartă. Dar să nu căutăm să luptăm cu slava de șartă prin desfătare, în mâncări, căci săturarea lăcomiei pântecelui naște slava de șartă. Aceasta în cei începători. Mai degrabă să luptăm împotriva ei prin puținătate a mâncării. Și așa va veni în cei ce voiesc ceasul
Și acum este când Domnul va supune și pe aceasta sub picioarele noastre. Nu sunt războiți de aceleași patim cei ce vin la viața călugărească, tineri sau îmbătrâniți, căci de multe ori suferă de patim cu totul potrivnice. De aceea fericită e fericita smerenie, căci ea li se face și celor tineri și celor bătrâni pricină neclintită și puternică de pocăință. Nu te tulbura pentru ceea ce urmează să spun, deși rar, totuși sunt suflete curate și neviclene, izbăvite de păcat, de fățărnicie, de năravul răului, cărora le este nefolositoare viețuirea împreună cu alții, putând ca din liniștea cu un povățuitor să urce ca dintr-un port la cer, și care nu au trebuință de tulburările vieții de obște și rămân neispitiți de ele. Pe cei neînfrânați poate că îi va tămădui oamenii, pe cei vicleni îngerii, iar pe cei mândri Dumnezeu. Este și acesta un chip al iubirii, pe aproapele care vine la noi, să-l lăsăm să lucreze în toate, precum voiește, iar noi să-i arătăm toată bucuria. E de cercetat cum și până unde și când căința isipește cele bune ca și pe cele rele. Avem nevoie de multă dreaptă socoteală, discernământ, ca să știm când trebuie să stăm pe loc și în ce lucruri și până unde să ne luptăm cu prilejurile și cu mijloacele patimilor și când să ne retragem, căci e de ales uneori mai bine fuga din pricina slăbiciunii ca să nu murim. Trebuie să vedem și să luăm seama în ce timp și cum putem să ne deșertăm fierea prin amărăciune. Care dintre draci ne înalță și care ne smeresc? Care ne năspăiesc și care ne mângâie? Care ne întunecă și care ne luminează? Care ne fac trândavi și care, porniți spre rele, care triști și care veseli? Să nu ne mirăm văzându-ne în arena nevoinței, la început, mai pătimași decât în viața din lume, căci trebuie să mișcăm întâi priginile ca să ne vină apoi sănătate. Căci fiarele ascunse mai înainte nu se arătau. Când cei ce s-au apropiat de desăvârșire, prin vreo întâmplare oarecare, sunt biruiți de vreun lucru mic de dragi, aceștia se folosesc de tot meșteșugul ca să răpească această desăvârșire de la ei în chip însutit. Precum vânturile obișnuie să tulbure uneori suprafața mării prin suflarea lor liniștită, alteori adâncul ei, așa înțelege că se întâmplă și cu vânturile întunecoasele răutății. Dacă vin peste cei pătimași, înviforează însăși simțirea inimilor, dacă vin peste cei ce au înaintat, tulbură numai suprafața minții. De aceea aceștia simt mai degrabă liniștea lor, inima rămânându-le neîntinată. Este propriu celor desăvârșiți să cunoască pururea care gând este al conștiinței, care al lui Dumnezeu și care al dracilor. Căci dracii nu insuflă de la început toate cele potrivnice, de aceea întrebă ce, de aceea întrebă ce.